să adună acestea toate. Casa din Simeonovca este oricare de femeie, Iudmila, rodnic care ea are document pe dânsă. Fiindcă feciorul ei, având mașină și noi având trebuință ca oricare ocupație bisericește, avem nevoie de transport și el ne-au servit cu mașina. Și când se acoperea casa dumneei, zic, mă duc și eu să ajut măcar ceva și bătim niște tablă acolo la fronton. Cineva m-au văzut și îndată au transmis că ne-am cumpărat casă de 14.000 de dolari în Arab. Nici nu m-am gândit, nici n-am de unde atâția bani. În Simeonovca au cumpărat case Dimitri și sora lui Dimitri, pictor, care au pictat biserica. Aici am sat, casa în care am trăit vechi, au întors bani la Sfânta Biserică ca o jertfire, fiica lui Moșul Leonia, Zubco, și documentul este pe ea. Casa nouă în care am trăit nu este a mea, deși atunci, la moment, nu era pe cine să încheie documentul. Și au făcut pe familia mea, însă eu am spus că nu-i casa mea, dar-i casa slujitorilor. Cum au trăit părintele Iuri, pe viitor a trăit și cine va deveni slujitor. Casa aceea, care au fost al moștii Domenti, am făcut înțeles cu fiicele lui moșul Gheorghe Mare și s-au întărit document chiar în casă la dumnealor cum să plece cândva. Iubiți frați și surori, n-am atâtea case. Am căsuța aceea care s-au făcut reparație după putință. Poate, dacă Dumnezeu ar îndoi, poate mai avem vreo casă. Dar mă gândesc, nu știu, mă gândesc cu mintea mea mărginită, foarte lângă mama mea. El spune că e sfânt, nu sfânt, sunt păcătos, sunt ticălos. Spune că nu dă o voie să dezvolte satul, fraților și surorilor. În perioada acestei vremi, ce piedică m-am făcut eu? Ce slujiri trebuie să fac? Și n-am făcut, de-o pildă, a mormântării sau altor rânduieri. Spune că nu dăm dare de seamă. Avem un starost, slavă lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, care duce contul la tot ce își se revarsă. Și cum v-am spus cândva, că cei ce se jertfește, unii se numește acolo și se duce. Noi dare de seamă o dăm la mitropolie. Venitul bisericii e foarte mic, din cauza, cum vedeți, că sunt prețurile mici la toate cele. Nu fac ca o laudă, nu fac ca un dispreț pentru cineva care sunt în altele părți, altele prețuri, dar aceasta o facem ca o preîntâmpinare pentru vreme de astăzi. După cum știți că mai fac bani cei ce se duc peste hotare, vin acasă, nu știu cum se împarte și unde se împarte. Dar aceasta o facem ca o stimă față de oamenii din sat. Spune că servitoarele își fac reparații la casă euro,
prețul lunar a servitoarelor e foarte mic și nu este de umplut. Mai spune că lucrătoare la biserică care nu sunt familiari, n-au bărbați, fraților, surorilor, vreau să vă spun că chiar o servitoare la biserică să fie familiară n-ar putea. De ce cauză? Fiindcă vremea ocupației la biserică este foarte mare, foarte îndelungată. Și o femeie familiară, având bărbați și copii, n-ar putea, fiindcă are ocupațiile casnice. De aceea am rugat ca să vină să îndeplinească ceea ce se cade, curățenie sau altele ocupații la biserică. Slujbile se fac la rândul său așa cât este cu putință, după cum se cuvine. Trebuințele sunt prețurile mici și cred că când Dumnezeu a rânduit putință, așa și vom merge. La Biserica Nouă, chiar aseară mi s-a făcut întrebare dacă se poate dedus. La Biserica Nouă, care s-au construit, nu sunt potriva primarului, nu sunt potriva preotului care au venit, dar Mitropolia Moldovei este una, dar Mitropolia Basarabiei este cu totul altă. Când au fost trimis episcopul Pietru Păduraru, aici, în Moldova, el a fost oprit de slujirii de Patriarhul Alexei. Nu știu pricina opririi, dar el s-a dus în România, i-au dat o treaptă mai înaltă și l-au trimis aici, înapoi, în Moldova, ca Mitropolitul Plaiului, când fierbea dorința de unire cu România, podul de flori. Dar el era oprit și este oprit. Deci fiecare întreprindere are legile ei. Și dacă oprește cineva din arhierei pe vreun preot, n-are dreptul alt arhiereu să-i dea slobozenie. Dar prea acela l-a oprit Patriarhul. România au trecut la stilul nou în anul 1923-24. Dar mai întâi au trecut la stilul nou cu 10 zile Papa Romii Grigore al XIII-lea, în anul 1582. Timp de un an de zile, de patru patriarhi a toată lumea care se numea a Constantinopolului, a Ierusalimului, Antiohiei și Alexandriei, au dus convorbiri cu dânsul ca să treacă înapoi că trecuseră cu 10 zile, fiind el în discuție cu un astronom necredincios. Și au spus că calendarul bisericesc rămâne urmă. Și el, nevrând să treacă înapoi, l-au dat blestemul lui. Și el, când s-au trecut din viață, când au murit, trupul lui s-a înnegrit și era de la dânsele, dă un miros urât. Până și astăzi s-au făcut multe întrebări la România ca să treacă la stilul nou și n-au trecut. În anul
să schimbăm ceea ce au șezat Sfinții Părinți. În anul 1923-24 au trecut cu 13 zile, au mai găsit încă 3 zile. Și îndată au zis că stilul vechi e păgânesc. Fraților, surorilor, dacă calendarul, sărbătorile s-au așezat de Sfinții Părinți la primul sobor a toată lumea din Nicheia, în 325 s-au păstrat 1923 de ani. Asta e o vreme foarte îndelungată. Și când au trecut în data, au zis că stilul vechi e păgânesc. Și este de mare a Sfinților Părinți. Un păcat mare împotriva Duhului Sfânt, fiindcă Sfinții Părinți au lucrat prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, noi ținem stilul vechi iulian ca stil adevărat așezat de Sfinții Părinți. Acum, Mitropolia Basarabiei slujesc pe vechi. Asta este ca o fățărie până când se vor aduna oamenii, dar ei sunt sub listin. Și îndată poate să treacă la stilul nou. Dacă primar ar fi voit să facă o faptă bună, nu din mândrie, ar fi venit la Sfânta Biserică, nu s-ar fi adresat la mine, dar la popor să fie adresat oameni buni. Sunt bătrâni care sunt departe de la biserică, din sat, și le vine greu să ajungă și să le întoarcă. Vrem să construim o biserică micuță pentru cei din apropiere, ca mai ușor să ajungă să le întoarcă acasă. S-ar fi dus la Mitropolia Moldovei și ar fi cerut un preot, eu nu sunt potrivit, fiindcă sarcina aceasta grea a preoției am luat-o nu pentru bani, nu pentru bogății, nu pentru altceva. Dar așa am avut o dragoste, o dorință. Și sunt într-o frică că nu știu cum voi da răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru sarcina care am luat-o. Însă știți, mii de mirare de Dumnealui, eu sunt un străin aici în sat și nu știu cât o-i fi, dar de mirare că eu au desprețuit pe toți învățătorii care l-au învățat să scrie, să citească. Ce să vă spun? Să ne ținem statornicia a credinței, să venim la Sfânta Biserică, aici, acolo nu se poate de dus, fiindcă noi cădem asemenea cu cei ce ne unim sub listem. Și este un păcat mare. De aceea, să fim atenți într-o toate. Iarăși repet, cum o vedeți? Ce vedeți ca aceeași? Am mai multe păcate, sunt mai păcătos ca alții și cer Sfintele rugăciuni. Dar voi transmiteți că n-am nimic împotrivă. Dar să fim cu luarea mintei la toate cele care